Aici putem vedea un exercițiu bun pentru durerile de umăr. Guzule, eu cred că exercițiul ăsta e bun și pentru mâncărimile. Dacă nu erai prezent în comunitatea canalului atunci când Sancă și-a luat bătaie, Pagala mara dhar ghoi pagol Aja mara dhar ghoi. Poate ești acum. Toate fetele brunete să meargă pe trotinete. S-au urcat, dar s-au urcat toate pe trotinete. Și-a deschis porțile răiului, s-a intrat în el. Haideți, Sancă, orangutanul, Doamne, e chiar el. Dar mai tare să ne audă și vecini. Curcat! Iar peștii din apă vorbeau între ei. Nici nu le prinde țâmpitul ăsta. Unul face bicicletă, alta se odihnește. Și căscatele își rup în uia. Bună ziua. Și eu dacă vreau să vă iau cu radarul, cum vă văd numărul de matriculare? Nu răspund la întrebări țâmpite. Am ieșit afară să văd încotro o iau. La piață, la plimbare. Eu până acum chiar nu știam de ce ies hodorogii și cotorantele la 7 dimineața din casă. Dar după ce am văzut pasta, cred că nici ei nu știu. Asta pare un tutorial despre cum să pescuiești. Hai să vedem mai departe. One foot back, kind of do a little jiggle, a little good luck jiggle. Find your nice good old honey hole. Cast that out there in that honey hole. And you just wait for it. Oh, big mama. Părerea mea e că omul venit să se sperie pește, nu să-i prindă. Când uiți că ești cu mașina de poliție, se uită dos de barcă, Mickey Mouse, iauz. Dai flash-ul la băiat să nu-i prindă garda. Legenda spune că după ce șefii caralilor au văzut filmarea asta, i-au desfăcut lui ăla contractul de muncă. Ce să-i faci cu metrele? Mai dă și eroare softul de pilotare al robotilor ospătari. Bine că nu și-au luat la bătaie robotul rival care făcea pe ospătar. Ce faci, mă, putu-ți ia la pura, mă, te tu mi furi mie clienții? Bine ai venit în casa mea, seara. Te rog să-i... O să treacă. Hai, spune-ne un pic despre tine, ai 25 de ani. Da, mă numesc Bădărcane Mona, prietenii îmi spun Ane. Ane, a venit de fără tutie la mireasă pentru fiul meu. Sigur a venit să se mărite. Guțule, să se mărite sau să se babardească? A? Cotoranța dădea cu tămâie. Da, de ce? Păi că se ține până la ei. Pentru 600 de lei, mă lăsați să vă ciobesc un pic parbrizul? Care ar fi suma minimă? Să fiți pe plus. E nimic. Păi, 1000 de lei făcea toată mașina. Dar aia nu era mașina, era căruța în p***a. Alo, ce se întâmplă aici? Fără mireasă. Singur? Da, să o întreb și eu. Trebuie să fie mai mult? Păi normal în p***a mea, mă, tu vrei să dai el un cis, dar mirese, lasă de și alții. Tu-ți biserica, mă, ții de egoist. Legenda spune că mireasa era fană gangbang. Aș vrea să te țin, îmi place puțin. Tradițiile se schimbă. Dacă înainte trebuia să se demonstreze virginitatea miresei, acum trebuie să îi se stabilească sexul. Corect! Sexul miresei? Ce-ai dat să spui că trebuie să se stabilească virginitatea în cur aluginărică? Doarme în litieră. Băi, trezirea tu, ceapa mătii de mătam puturos ca litiera, nu-i pentru dormit în ea. You are my honey bun sugar plum, pumpy umby umpkin, you are my sweetie pie. Aha, uite-l ea pe puturos, cel mai leneș mătam.